În ultimele două decenii, specialiștii Oficiului Județean de Studii Pedologice și Agrochimice au cartografiat întreaga suprafață a județului pentru a clasifica solurile. Îmbucurător este faptul că aproximativ 3/4 din suprafață se află în primele 3 categorii de calitate din cele 5 existente. Terenurile cele mai fertile se află, potrivit constatărilor făcute, în zona de sud a județului, cele mai bune fiind în comuna Izbiceni. Au fost împărțite solurile în 5 clase de calitate. Clasa 1 de calitate sunt cele mai fertile soluri, se găsesc răzleți pe teritoriul județului Olt, aproape în fiecare localitate este câte o suprafață mică ocupată de terenuri de clasa 1, dar în special cele mai multe soluri de clasa 1 găsim în zona Izbiceni, cele mai multe soluri. Clasa 5, la fel, în zona de nord a județului se întâlnesc cele mai multe, dar fiecare localitate are o bucățică de teren, acestea sunt terenuri neproductive, practic sunt cele mai proaste soluri. Cea mai mare pondere a terenurilor sau media pe județ, ne încadrăm undeva în clasa 3 de calitate, aproximativ 50% din solurile județului Olt sunt ocupate de terenuri din clasa 3 de calitate. Din păcate, 25% din suprafața județului este reprezentată de soluri degradate afectate de eroziuni și alunecări de teren, dar și de fenomenul de aridizare. Dacă eroziunea și alunecarea de teren se întâlnesc în nordul județului, aridizarea câștigă tot mai mult teren în zona Ianca, Potelul și Grojdibodu. Am identificat la nivelul județului Olt diferite tipuri de degradare ale terenurilor. Aici aș menționa o suprafață foarte importantă, destul de importantă, aproximativ 30.000 de hectare sunt afectate de eroziunea de suprafață a terenurilor, sunt pe zona de centru și pe zona de nord a județului. Eroziunea de adâncime, la fel, este provocată, începe tot de la eroziunea de suprafață, dar se fac acele șiroaie, făgașuri în teren. Alunecările de teren și prăbușirile de mal și aici sunt probleme, afectează foarte mult calitatea solurilor, se întâlnesc în special în zona de nord, în nordul extrem mai mult aceste alunecări de mal. Suprafețele ce dețin certificate de calitate care atestă încadrarea într-un grad cât mai mic corespunzător unei calități ridicate sunt și cele mai scumpe, prețul pe un hectar fiind chiar și de câteva ori mai mare decât în cazul terenurilor din categoria 3-4. Cele mai bune terenuri din punct de vedere al calității sunt utilizate în special pentru legumicultură.